Uh, mai este un subiect, mai avem foarte puțin timp, dar un subiect foarte important pe care deja se încep speculația. Am văzut, l-am văzut pe liderul uh, socialiștilor vorbind astăzi că uh, haideți să fim foarte atenți că mă tem că de grabă se strică relațiile cu Federația Rusă. Vreau să discutăm un pic despre vectorul extern. Uh, cei care își doresc relații bune, uh, pace în Republica Moldova și se tem ca relațiile cu Federația Rusă să nu se deterioreze, ce mesaj le spuneți? În, în campanie, noi am mers cu un mesaj foarte clar de politică externă echilibrată. E, și când vorbim despre politică externă echilibrată, înseamnă cu adevărat echilibrată și nu e, o politică când e, se vinde totul. Deci, mm. o politică externă echilibrată înseamnă să iei în considerație e, interesul cetățeanului, interesul oamenilor de afaceri și producătorilor locali. Deci, aceasta înseamnă să vorbești cu acele state unde există uh, interesul cetățeanului și trebuie protejat. Și aceasta înseamnă că noi vom căuta să avem un dialog uh, civilizat, demn cu Federația Rusă. Dar de unde trebuie să vină uh, primul semnal? De la Federația Rusă sau de la autoritățile din Moldova? Am văzut că de data asta Federația Rusă nu s-a grăbit să felicite, mă rog, învingătorii în alegeri. Data trecută la prezidențiale, dacă nu greșesc, chiar în prima zi, Federația Rusă a transmis un mesaj de felicitare mai asant. Acum, tace, păstrează expectativa, așa, așteaptă, cred că, validarea alegerilor. De unde trebuie să vină? Nu știu exact cum este protocolar, dar eu cred că. Deci, noi ne-am exprimat foarte clar disponibilitatea și deschiderea. Ca să avem un dialog civilizat, un dialog diplomatic sănătos. Eu întotdeauna în campanie dădeam exemplu cu vaccinurile. Doamna Sandu, în alegerile prezidențiale, a spus foarte clar că una din priorități va fi combaterea pandemiei și asigurarea disponibilității vaccinurilor pentru cei care doresc să se vaccineze. Și vedem că acum pe piață avem disponibile, deci nu s-au pus piedici, ba din potrivă s-au făcut eforturi pentru ca să avem pe piață o alegere de pentru de, cetățenii Republicii Moldova. Da. Deci cine vrea să vaccineze cu Sputnik sau Sinopharm chinez o pot face, cine vrea să se vaccineze cu uh, AstraZeneca sau Pfizer sau iată acum Johnson Johnson. Nu prea